Tema aceasta are origine, cumva aș spune, chiar în emisiunea dedicată evacuării, pentru aceia dintre noastre care au urmărit-o sau ulterior au intrat pe juridice.ro și pe pagina dedicată dezbaterilor, pagina pe care de altfel toate emisiunile la care am făcut referire mai devreme pot fi încă la acest moment accesate, fără taxă. Cei care au urmărit acea emisiune își amintesc că la un moment dat s-a discutat despre posibilitatea de a folosi procedura evacuării în continuare a unei rezoluțiuni nu judiciare ca la carte, bătrânești, ci a unei rezilieri, iertați-mă, a unei rezilieri declarate unilateral. Deci există un punct de plecare, o origine acestei emisiuni, dacă doriți, în acea emisiune trecută dedicată evacuării, pentru a nu mai vorbi că Facultatea de Drept din București și juridice.ro a avut plăcerea și inspirația să organizeze în data de 4 martie o dezbatere sub egida Cercului de Drept Privat, consacrată rezoluțiunii, dezbatere cu niște concluzii sau întrebări destul de Păi, încercăm suculente. să-i sfătuim pe client să-și amenajeze clauzele de desființare a contractului într-o așa manieră încât lucrurile să fie cât mai clare, pentru că sunt totuși tot felul de condiții de îndeplinit, chiar și pe nou cod civil. Trebuie să vorbim de executare însemnată, trebuie să avem sau nu, pe caz, punere în întârziere și așa mai departe. Nu intrăm în detalii. Și o discuție care, deja conform tradiției, a izbucnit chiar în anticamera emisiunii, înainte de a intra în direct. O discuție cuprinsă într-una dintre temele propuse spre dezbatere, sub titlul Rezoluțiunea, cât de judiciară mai este rezoluțiunea, este cea legată apropo de condițiile rezoluțiunii și cred că vizează numai aspectul judiciar. Mai avem sau nu nevoie de culpă, domnul avocat Răducanu? Discuțiile sunt încă încinse pe acest aspect. Discuțiile sunt într-adevăr încinse în legătură cu acest aspect, dar față de prevederile articolului 1548, eu tind să cred că da. Dumneavoastră, discutabilă, cel puțin categoricul, ideea de culpă, fără să contest ceea ce a spus colegul nostru, uitându-vă la faptul că tot mecanismul rezoluțiunii este prevăzut și pentru imposibilitatea de executare de la Da, cazul parțial, 1557, și imposibilității parțiale. ceea ce duce la o concluzie care ar părea că rezoluțiunea nu este fundamentată pe culpă, ar fi acest 1554 cu privire la efectele rezoluțiunii și ale rezilierii, care aparent ar duce la concluzia că nefiind nimeni de vină, nefiind nimeni în culpă, ambele părți trebuie să-și restituie prestațiile ca și cum contractul n-ar fi existat. Aceasta parcă îndepărtează textul de ideea de culpă, fiindcă cel care a încălcat contractul, cel din culpa căruia se desființează contractul, ca regulă Mărturisesc trebuie că să-l mi-e greu să despăgubească. renunț la ideea tradițională de culpă ca și condiție a rezoluțiunii, însă textele pe care le-am citit nu prea ne mai ajută în a găsi condiția culpei pentru declararea rezoluțiunii. În ceea ce privește articolul 1548 spus legat de faptul că culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării, această prezumție o aveam și înainte de noul cod Da, civil. sigur. Adică doar în materie delictuală trebuia să demonstreze Vinovăția debitorului. vinovăția. Altfel, ceea ce se Da. demonstra de către cel care invoca era neexecutarea, iar Din simplu fapt al debitorul, neexecutării, din cum simplul spunește textul, fapt se al prezumă. neexecutării se trăgea prezumția culpei, debitorul era cel care venea și trebuia să justifice neexecutarea dacă putea, bineînțeles, deci dacă nu era culpabil. Aceste texte de la 1547 și 1548 sunt folosite de cei care susțin că nu mai avem culpa ca și o condiție a rezoluțiunii pentru a demonstra tocmai că ne interesează culpa doar în problema răspunderii, deci acolo unde discutăm de daune interese sau nu, așa Iar noi să le cum a dăm. spus, și nu pentru rezoluțiune efectiv, pentru cauza de desființare a Da, dacă ați contractului. zicat mingea nu înseamnă că va fi și o lovitură bună. Deci doar e o ocazie de a marca. Textul indicat Da, stabilește faptul că 1530. creditorul are dreptul la daune interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecință directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligației. Faceți-vă Deci, avocatul diavolului, admițând că diavolul are da, echipul celui care face. susține teza lipsei de Avem culpă. un text care intră în joc sau
în opoziție cu celelalte texte, da, și care ar fi de natură să conducă la ideea că pentru lipsa culpei s-ar putea dispune doar rezoluțiunea, iar pentru culpă s-ar putea dispune inclusiv daune, acordare de daune interese. Sau cel puțin un text care face o distinție între ideea de lipsa justificării și ideea de culpă. Acest sau după caz e destul de adversativ și probabil că nu ajută decât să ne sporim întrebările decât să încercăm să dăm răspunsul. Eu vă propun. Noțiunea de fără justificare apare și în 2263, care reglementează la rezoluțiunea judiciară la obligatoriu judiciar a contractului de întreținere. Deci iată, stop joc, avem o rezoluțiune obligatoriu judiciară, ceva a rămas din ea și trebuie să marcăm contractul de întreținere, un contract care nu este rar întâlnit în practică, textul din Codul Civil, nu pentru a nu scurcita prea mult, este 2263, este limpede, legiuitor acolo impune o rezoluțiune judiciară și pune la colț ideea de a declara unilateral rezoluțiunea pe fundul unui contract de întreținere. 1550, denumire marginală, tot de tip penal, de suflu penal, modul de operare, da? Se referă la modul de operare a rezoluțiunii și cel puțin alineatul întâi, discutând de rezoluțiunea judiciară și rezoluțiunea declarată unilateral, pare să le pună pe un echilibru, pe un picior de egalitate. Nu avem elemente în alineatul întâi să discutăm de o rezoluțiune de prim rang și de o rezoluțiune second hand. Rezoluțiunea poate fi dispusă de instanță, la cerere, sau după caz poate fi declarată unilateral de către partea îndreptățită și domnule avocat Moroianu, pentru a fi sigur că putem scăpa de rezoluțiunea judiciară ca regulă, dacă e rău să scăpăm de ea, pentru că domnul avocat Popa chiar sugera clauze de tip contrar, să se renunțe către păți la posibilitatea declarării unilaterale de rezoluțiune, why not? Doream să vă arunc o provocare legată de articolul 1700, din nou cod civil. Au fost vorbe în doctrină, deocamdată de jurisprudență nu putem vorbi cu pe bună dreptate, e prea devreme. Fără a invoca culpa, doamne judecător. Da, exact. Eu cred că e o cauză justificată și merge și o excepție executare pe tema asta. La articolul 1700 ar trebui să ne jeneze și să rupă din câmpul de aplicare al rezoluției declarat unilateral verbul acesta cere. Cumpărătorul poate cere rezoluțiunea vânzării. Este vorba de situația evicțiunii. Da? Evicțiunea care creează niște obligații specifice și alineatul 1 vorbește de un cumpărător care poate cere rezoluțiunea vânzării și a apăsat la alineatul 2, parcă nu era suficient, restituire. Se spune cu atât că rezoluțiunea cumpărătorul poate cere restituirea prestațiilor. Aveți... Sigur, acest text de lege la o primă citire aduce la concluzia că rezoluțiunea în acest caz ar putea fi declarată numai, s-ar putea cere numai în, prin instanță, însă eu apreciez că ar trebui aplicat și interpretat în corelare și cu celelalte dispoziții și n-ar trebui avut sau privit ca o modalitate restrictivă în ceea ce privește cazurile și modalitățile concrete prin care partea interesată ar putea să ceară sau să declare rezoluțiunea. Mai cu seamă că chiar într-un astfel de contract de vânzare-cumpărare am putea avea instalat un pact comisoriu. Nu este excluție instalarea unui pact comisoriu, iar atunci acest text practic duce la ideea că în astfel de contracte sunt interzise, dacă ar trebui să-l interpretăm literat, interzise introducerea de pacte comisorii, pentru că ar însemna să plecăm la teza că într-un astfel de caz rezoluțiunea poate fi cerută doar în fața instanței, ceea ce nu cred că este cazul. Eu aș avea o oarecare rezervă și pentru plăcerea dialogului iau poziția părâtului. Suntem într-o materie în care vorbim despre transferul proprietății și nu știu dacă voința legii a fost de a permite ca pe bază de declarație de reziliere denunțarea contractului, ce să mai spunem, după ce a operat transferul proprietății, cumpărătorul să poată să denunțe contractul, să-l desființeze și să și ceară despăgubiri. Cred că nu asta a fost voința legii, fiindcă am ajunge ca un act de vânzare-cumpărare prin care se transferă drepturi în patrimoniul unei persoane, care sunt și eventual înscrise în cartea funciară și care se presupune că au fost protejate de lege, să poată să fie desființat printr-o simplă declarație de rezoluțiune și mai mult să aibă dreptul cumpărătorul și să ceară, mă întreb de la cine,
aceste despăgubiri. Cred că ar fi mai bine să încercăm să limităm sfera declarațiilor unilaterale, fiindcă ele înseamnă în afara justiției și nu cred că intenția codului a fost de a permite justiția privată, fiindcă ar fi făcut-o. Ar fi permis ca în vechea lege 99/99 creditorului să ia bunul în posesie, ar fi permis cumpărătorului să-și redobândească bunul doar însoțit de executor, ceea ce nu s-a vrut. În 1550, la modul de operare de care vorbea domnul Dumitrache, poate fi declarată unilateral. Și cred eu că ar trebui să facem o mică distinție între declararea unilaterală și cererea de care vorbește codul. Nu e singurul text din cod care e în acea situație susceptibilă de a genera confuzii. Mă uitam, de exemplu, la un moment dat făcusem un inventar complet al acestor texte, știu că erau mai multe, acum repede am găsit textul de la întrepriză. Sunt două. Articolul 1872 și 73. Și care vorbește despre faptul că beneficiarul 1872 are dreptul să obțină rezilierea sau rezoluțiunea după caz a contractului. Bun. Ideea de a avea dreptul să obții înseamnă că nu e ceva ce îți procuri prin forțe proprii. Este ceva ce ți se acordă. Tu ceri și cineva îți acordă. În felul acesta obții. La fel 1873. Folosește aceeași expresie. Este îndreptățit să obțină rezoluțiunea. Din nou, am o problemă similară de interpretare cu cea de la 1700. Se dorește să se vorbească despre rezoluțiunea judiciară, de fapt, pe această cale ocolită, sau poate este un legiuitor care poate nu a asimilat suficient de bine faptul că avem modalitatea... Nu e conștient el însuși de ceea ce produce, în partea generală. Ceea ce, sigur, noi trebuie să mizăm pe înțelepciunea legiuitorului, dar știm câteodată că lucrurile în general sunt mai complicate decât atât. Textele cu privire la rezoluțiune, într-un fel, cu o anumită concepție, au intrat în Parlament, în altfel au ieșit. Au intrat fără pac comisoriu, din câte știu. Au ieșit cu pac comisoriu. Instituție care, în condițiile în care am declarație unilaterală de rezoluțiune, mi se pare că mai mult complică lucrurile. S-ar putea într-un caz să le complice dramatic, dar lăsa. Avocat Dragnese spune, păi dacă ceri instanței, domnul avocat Popa spune, păi dacă vrei să obții de la cineva, poți să obțin și de la mine însumi, de ce nu? La modul filozofic, nu este asta. Ați mai spus că cel mai exigent sunt cu mine însumi când îmi cer ceva. Da, mai ales că atunci când declar rezoluțiunea fără să am dreptul, mi-asum niște riscuri foarte mari. Deci, concluzionând, am fost 4+1, ne lipsea însă un notar. Corect. Mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă, țineți aproape, luna viitoare va fi o emisiune după toate probabilitățile penale. După titlul temei propuse, spălarea banilor trecut, prezent și viitor, aș începe cu o perspectivă criminologică a fenomenului. Desigur, foarte pe scurt, s-au scris lucrări, s-au făcut statistici pe plan internațional, pe plan național. S-a stabilit, de exemplu, că principala sursă de proveniență a banilor murdare ar fi crima organizată. S-au făcut defalcări, s-au folosit expresii și nuanțe, de exemplu, capitalurile spălate sau albite s-au împărțit după distincția între capitaluri murdare sau negre. Capitaluri murdare ar însemna cele care sunt rezultate din activități permise de lege, dar nedeclarate, cu referire la frauda fiscală ca una dintre principalele surse de bani spălați, sustragerea de la plata impozitelor, în vreme ce expresia capitaluri negre s-a referit la proveniența banilor murdari din activități ilegale, efectiv criminale, cum ar fi în principal traficul de droguri, contrafacerile comerciale, pirateria informatică și multe altele. Spuneam că s-au scris cărți în materie și o carte apărută în 1999, autor Costică Volcu, avea un moto sugestiv pe care aș vrea să-l aduc în discuție pentru a da cuvântul invitațiilor. Pentru spălarea banilor există un singur detergent, legea. Ajungem așadar la conținutul constitutiv al infracțiunii, așa cum este prevăzută în legea 656, în articolul 29. Pentru a deschide puțin atmosfera, că întotdeauna când discutăm despre probleme grave, avem tendința să fim foarte sobri.
Ori cred că de multe ori adevărul, fie el și foarte grav, poate fi spus uneori cu zâmbetul pe buze. Și aș porni de la etimologia sintagmei spălarea banilor. Are sau nu, apropo de cuvântul detergent, are sau nu legătură cu spălarea rufelor, cu operațiunea cunoscută, nu? Prin care se folosește apă și detergent. Nu întâmplător am adus în discuție această chestiune, pentru că se pare că are o legătură. Este o legendă care a fost confirmată din mai multe surse, conform căreia în perioada prohibiției, în anii 1920, în Statele Unite, în Chicago, pe vremea gangsterului Al Capone, este vorba chiar despre el, acesta dispunea de mari sume de bani provenite din trafic de persoane, din contrabandă cu alcool, pentru că era perioada prohibiției, din trafic de arme și taxe de protecție. Însă, toți banii mulți pe care îi avea, nu putea dispune în mod legal de ei. Și atunci, un contabil de-al lui i-a propus să deschidă spălătorii de rufe. Și acesta i-a spus, dar e criză, cine își mai spală rufele? Și contabilul se pare că i-a dat replica următoare. Nu trebuie să spălăm rufe, în realitate, important este ca în contabilitate să evidențiem venituri, iar după ce se plătesc impozitele și taxele, acele venituri sunt curate, spălate și tu ești negustor. Ar trebui să facem o distinție între conținutul infracțiunii de tăinuire și conținutul infracțiunii de spălare a banilor. Într-adevăr, existau voci în doctrină care se spunea că noi nu avem nevoie să incriminăm spălarea banilor în sistemul nostru de drept, deoarece avem infracțiunea de tăinuire. Practic ar fi vorba despre niște suprapuneri de texte de lege. Ca stat care a ratificat convenții, directive, mă refer aici la prima directivă antispălare din 91, directiva a doua antispălare din 2001, transpuse prin legea 21/99, legea 656/2002, la convenția din 1990 a Consiliului Europei, convenția din 1988 a Convenției a Națiunilor Unite privind substanțele, privind reprimarea substanțelor psihotrope. România și-a asumat clar niște obligații pe plan internațional. Legea 21/1999, chiar dacă era o lege din a doua generație, noi când vorbim de legea antispălare, îmi permit aici să deschid paranteza, le clasificăm. De fapt, doctrinarii, cei care au făcut notele explicative la aceste convenții, le-au clasificat în legi de primă generație, prin care se incrimina spălarea banilor provenind din cele mai desuzitate infracțiuni la ora actuală, traficul de droguri. Legi din a doua generație, avem în vedere infracțiunea de spălare a banilor provenind din anumite infracțiuni, dintr-o anumită listă de infracțiuni, și legi din a treia generație, cum este legea română la ora actuală, încă din redactarea din 2002, practic, ca infracțiune premisă sau infracțiune predicat, după cum o denumește Convenția de la Varșovia, pot fi constituie pentru infracțiunea de spălare a banilor, poate fi orice infracțiune. Altfel spus, sunt susceptibile de a fi spălate bani proveniți din orice infracțiune. Este adevărat că articolul 29 alin 1 litera C din legea 656/2002 ar părea că se suprapune pe infracțiunea de tăinuire, dar distinția noi o facem prin elementul constitutiv, nu numai raportându-ne la elementul material al infracțiunii de spălare a banilor. Această sintagmă trebuie înțeleasă, așa cum s-a spus în doctrină, că se referă la orice persoană care trebuie să cunoască originea, respectiv că bunul provine din săvârșirea unei infracțiuni. Dacă îl vizează și pe cel care a comis infracțiunea premisă, este inutilă, este redundantă. Și pe de altă parte, nici nu e o tehnică legislativă pe care s-o găsim și la alte infracțiuni. Iar atunci când o găsim și la alte infracțiuni, cum este de pildă la tăinuire, practica a fost în sensul că niciodată tăinuitorul nu poate fi subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile tăinuite. Și atunci întrebarea poate primi și următorul răspuns. Nu cumva legiuitorul, atunci când a scris această sintagmă,
a avut în vedere excluderea de plano a celui care a comis infracțiunea din care provin bunurile, pentru că este posibilă și o asemenea interpretare, iar din perspectiva unor, apropo de standarde europene, din perspectiva principiului clarității, eu cred că textul este cel puțin neclar din acest punct de vedere. Este foarte adevărat. Există convenții internaționale, există expuneri de motive, există rapoarte ale celor care au elaborat tratatele internaționale, dar noi avem o normă de incriminare, pe aceea trebuie să o interpretăm și mai avem și principiul legalității incriminării. Or, dacă norma nu e clară, eu cred că atunci suferă cel puțin din acest punct de vedere. Și în orice caz, aș mai face o singură subliniere, articolul 29 din legea 656/2002, în afară de faptul că reproduce ca atare o bună parte din textul convenției de la Varșovia, în rest nu a încercat să facă o transpunere prin luarea în considerare a specificului din punctul de vedere naționale. Al parchetelor, soluția este cât de cât rezolvată. Avem în vedere și decizia, așa zis recentă, în alte curse Casației și Justiție, decizia 2270/2012, care reprezintă un punct de plecare pentru parchete, ori de câte ori este vorba de dispunere cu privire la trimitere în judecată pe spălare de bani. Această decizie 2270/2012, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, menționează că nu este important ca în motivarea hotărârii să se facă o discuție cu privire la infracțiunea predicat, atâta vreme cât s-a dovedit că presupușii infractori, transformați în inculpați și ulterior în condamnați, au obținut banii din săvârșirea de infracțiune. Deci, din punctul nostru de vedere, această problemă este rezolvată și încercăm, atât la nivel de țară, cât și la nivel de structuri teritoriale, să formăm o practică unitară în sensul da, că infracțiunea de spălare de bani este o infracțiune autonomă. Acum, discuțiile pe infracțiunea de spălare de bani și disputele cu privire la autonomia acestei infracțiuni relevă un fapt extrem de important. Este o infracțiune de gulere albă, o infracțiune care se dovedește foarte greu, pentru că în afară de faptul că discutăm de bani proveniți dintr-o activitate ilicită, discutăm și de bani plasați într-un circuit menit să creeze o aparență de legalitate. Ori plasarea acestor bani într-un circuit menit să creeze aparența de legalitate presupune o inteligență emoțională, o inteligență de percepție a subiecților activi. Pentru acesta trebuie să avem metode de investigație ridicate la cele mai înalte standarde. Unitățile de parchet dispun de aceste metode de investigații, dispun de resursele umane, însă au nevoie în activitatea de investigație și de o expertiză de specialitate și mă refer aici la sensul larg al noțiunii de expertiză de specialitate. Înțeleg să plasez în noțiunea de expertiză de specialitate chiar Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Preluând o glumă care circulă pe piața investigativă, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu spală bani murdari, nu are niște mașini de spălat în care bagă banii seara și scoate albi a doua zi. Însă are niște mecanisme extrem de importante care pot fi un eșafodaj pentru metodele investigative de excepție puse în aplicare de unitățile de parchet pentru această infracțiune extrem de complexă, și anume infracțiunea de spălare de bani. De ce spun acest lucru? Pentru că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este singura unitate colectoare de rapoarte de tranzacții cu numerar primite, și aici mă refer la operațiunile în numerar, în lei și valută, pentru care limita minimă este de 15.000 de euro. Continui și spun, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este singurul colector a rapoartelor de transferuri externe și discut aici de aceeași limită minimă de 15.000 de euro. Și închid spunând că același oficiu este unicul colector de pe piața investigativă a rapoartelor de tranzacții. Să nu uităm că oficiul este angrenat în mai multe organisme internaționale. În primul rând face parte din grupul Egmont, este un grup de organizații la nivel internațional în care sunt cuprinse toate unitățile de informații financiare, toate FIU-urile. În prezent sunt 139 de membri. Gândiți-vă ce rol esențial are participarea României în grupul Egmont, gândiți-vă ce informații se pot obține printr-o colaborare cu un FIU partener.
Sunt niște instrumente extraordinar de importante. Discut aici și de faptul că statul român, prin unitatea de informații financiare, este cuprinsă și în Comitetul Manival din cadrul Consiliului Europei, comitet care are obligația de a vedea dacă statele membre au sisteme eficiente de luptă împotriva spălării banilor. Deci, iată un alt mecanism important care trebuie și trebuie să mențină și să conserve poziția extrem de importantă a oficiului în tabloul activității de investigație pe care parchetul poate înlocui oficiul prin aceste pârghii internaționale de cooperare judiciară internațională pe care le are, să înlocuiască tradiționala comisie rogatorie, de exemplu, cu Cipru. Nu poate înlocui și nici nu cred că există termenul de înlocuire. Însă oficiul poate să câștige un timp extrem de important și știm ce înseamnă timpul într-o procedură investigativă. Atâta vreme când am informația, atunci când îmi trebuie, indiferent de forma ei, că poate fi un schimb de informații, poate fi o informație de la un fiu partener, înseamnă că am câștigat timp, înseamnă că de acolo pornesc o anchetă, anchetă în cadrul căruia pot să fac o cerere de comisie rogatorie care să-mi confirme datele pe care eu inițial le-am obținut de la un fiu partener. A adus în discuție, doamna judecător, anumite informații legate de încuvințarea dată de judecătorul de drepturi și libertăți în sensul articolului 153 din noul cod de procedură penală. Acum, aș vrea să fac o distinție cu privire la acest articol. Acest articol este intitulat Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane și se indică clar că procurorul poate solicita cu încuvințarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, unei instituții de credit sau oricare alte instituții care deține date privind situația financiară a unei persoane, comunicarea datelor privind existența și conținutul conturilor. Există opinii, însă separate, cu privire la faptul că și în situația în care o unitate de parchet se adresează Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru această sezizare, adresare oficiului, trebuie încuvințarea judecătorului de drepturi și libertăți. Îmi permit doar să fac o singură remarcă. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu furnizează situația financiară a unei persoane. Furnizează doar elemente care țin strict de existența conturilor unei persoane, astfel cum ele sunt individualizate în baza de date creată și construită de către Ministerul de Finanțe. Aș ruga unitățile de parchet să se aplece asupra acestui articol și să vadă că există o distinție clară în ceea ce privește Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și că articolul 8, aliniatul 6 din legea 656/2002 este suficient pentru o cerere de date și de informații adresată oficiului. Cu atât mai mult cu cât articolul 153 din codul de procedură penală vorbește de încuvințarea judecătorului de drepturi și libertăți în situația în care există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni și există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe. Ori Oficiul Național, ceea ce comunică, nu comunică date care pot constitui probe, ci comunică niște elemente care pot constitui un eșafodaj pentru construcția materialului probator. Și m-ați întrebat de articolul 8 aliniatul 6. Articolul 8 aliniatul 6 din legea noastră, 656/2002, vorbește de obligația oficiului de a pune la dispoziția unităților de parchet și respectiv SRI-ului datele și informațiile obținute cu privire la persoane. Să înțeleg că oficiul nu ocolește procedura accesând sistemul bancar. În niciun caz. Baza de date a Ministerului de Finanțe. În condițiile în care se dorește rulajul contului, bănuții existenții în conturi, evident că este necesară încuvințarea judecătorului. Val judecătorului și pe vechiul cod și pe noul cod este să soluționeze cauza și să aibă în vedere ce anume, pe ce dispozitivul să cuprindă, pe ce anume judecătorul să se pronunțe la deliberare. Ori potrivit dispozitivului, judecătorul trebuie să vadă și când se ia o măsură de siguranță și când este cazul să ia în considerare necesitatea instituirii unor măsuri asigurători în vederea asigurării acelei măsuri de siguranță. Practic, rolul activ sunt mai mult dezbateri teoretice, sistemul de common law versus sistemele de drept continental. Judecătorul este chemat să soluționeze cauza sub toate aspectele și la deliberare să analizeze dacă sunt necesare articolele din noul cod de procedură penală care conțin obiectul deliberării, să vadă dacă elementele din dosar permit luarea acelor măsuri. Articolul 452 din nou cod de procedură civilă prevede că partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă în condițiile legii dovada existenței și întinderii,
cel mai târziu până la data închiderii dezbaterilor. Dincolo de prevederea expresă privind momentul la care trebuie depuse, rămâne o întrebare de veșnică actualitate: ce înseamnă dovada existenței și întinderii cheltuielilor? Într-un articol sub semnătura domnului Andrei Săvescu aici de față, trimițând la două decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, este evocată o teză care este întâlnită probabil în fiecare zi de mai multe ori în fața instanțelor, aceea a necesității sau dimpotrivă a inexistenței necesității ca împreună cu restul dovezilor care atestă cuantumul onorariului avocațial să existe și dovada plății efective într-un fel sau altul acestui onorariu. Care ar fi răspunsul, dacă există unul, la există o teză dilemă clasică, pe care de altfel o și susțin, conform căruia prin dovada cheltuielilor de judecată înseamnă o factură însoțită fie de chitanță, dacă plata a fost făcută numerar, fie un ordin de plată concordant cu factura, care să dovedească plata prin virament bancar. Adică, cu alte cuvinte, teza că în momentul în care soliciți cheltuieli de judecată trebuie să ai dovada nu numai a creanței avocatului asupra clientului, care ar rezulta din factură, ci și plata efectivă. Pentru că, de fapt, discuția este, dacă înțelesul expresiei dovada existenței și întinderii, este aceeași cu înțelesul, este aceeași cu înțelesul expresiei dovada plății. Onorariile neîncasate pot fi pretinse și trebuie admise. Nu sunt singurele cheltuieli care nu sunt încasate la finalizarea procesului. Se poate întâmpla ca partea să fie dată în debit pentru plata onorariului expertului. Se poate întâmpla ca taxa judiciară de timbru să fie eșalonată și să nu fie achitată efectiv și tot este cheltuială de judecată. La fel și onorariile neîncasate, dar dovedite, și aici voi reveni, trebuie să fie admise. Am altă opinie categorică, și anume onorariile de succes nu sunt niciodată cheltuială de judecată. Intrăm într-un raționament circular care, din care nu putem ieși. Vor fi o pretenție separată, dar în niciun față, numai față de parte pe care o reprezinți și niciodată față de parte adversă căzută în pretenții. Aș spune, apropo de justificare, să întrebăm judecătorii. Sunt procese în care intră mai multe echipe de avocați în diverse faze procesuale. Dacă avocatul pledant de la termenul de concluzii prezintă onorarii din mai multe serii de avocați care au contribuit la dosar, judecătorul ar trebui să le cenzureze sau să le admită? Și dacă le admite, ce dovezi cere că fiecare a avut o contribuție? În ultimii ani am pledat mai mult în fiscal și în contencios administrativ. Sunt puțini judecători care își imaginează că părțile pot fi asistate în inspecția fiscală, de exemplu, sau în procedura prealabilă. Au impresia că meciurile încep cu investirea instanței, când nu mai e mare lucru de făcut, între noi fie vorba, pentru avocatul care asistă un contencios fiscal. De aceea, iarăși, când vorbim de prestații justificate, hai să ne gândim un pic că tot în fiscal, și am învățat din experiența nefericită a altora, unor colegi avocați, fiscul nu recunoaște la client deductibilitatea cu onorariile dacă nu le vede justificate cu evidențe orare de prestații, atunci când prestațiile sunt orare, sau cu alte forme de de jurnalizare a prestațiilor. Judecătorul știe sau nu știe să dea consecință timesheet-urilor pe care foarte frecvent noi le atașăm facturilor, sau uneori li se pare exagerat și le cenzurează. Mi s-a întâmplat chiar recent ca într-un litigiu de mare anvergură și de intensitate și durată să se dea puțin din onorarii avocaților și numai jumătate din cât a luat expertul judiciar numit de instanță. Și am rămas cu toții uimiți, dar oare din ce își închipuie judecătorul că trăiesc avocați atunci când ei vin cu toată sinceritatea și își prezintă onorarii? Cheltuielile de judecată, în marea majoritate a cazurilor, se acordă pornind de la documentele justificative ale plăților din dosare. Dar, având în vedere hotărârea CEDO, cea din cauza Sabou și Pârcălab, la care ați făcut amintire mai înainte, având în vedere și definiția cheltuielilor de judecată din articolul 451, în care sunt enumerate onorariile avocaților, punct, fără a se preciza nimic în plus, având în vedere, într-adevăr, și definiția din 452, care se referă la dovada existenței și întinderii cheltuielilor, și nu în ultimul rând, având în vedere marea și
mărinimoasa intenție a legiuitorului de a degreva instanțele judecătorești prin promovarea medierii, poate ar fi momentul de la care să începem o discuție și prin care să observăm dacă n-ar fi cazul să ne degrevăm de viitoarele dosare de solicitarea cheltuielor pe cale separată și dacă nu ar fi într-adevăr cazul să ne deschidem perspectiva și să considerăm că ar putea fi acordate cheltuiele de judecată dacă s-ar dovedi certitudinea existenței obligației părții care câștigă procesul de plată a celor onorarii. Și aici cred că aș ajunge la o distinție între onorariu cert stabilit prin contract și onorariu de succes. Și cred că în cazul onorariului clasic am vorbit doar despre un termen, despre exigibilitatea a acelui onorariu, am avea o certitudine, o existență certă a obligației de plată a onorariului, pe când la onorariu de succes am avea de-a face cu o obligație afectată chiar de o condiție. Și atunci clar nu ar fi același lucru și ar ieși din discuție onorariul de succes. În discuția noastră în care ne propunem să vedem dacă n-ar fi cazul să ne degrevăm de aceste dosare. Adică ar fi trei argumente pe care le sintetizez. Cauza CEDO, definiția cheltuielor de judecată din 451 și intenția legiuitorului de a mai salva instanțele de câteva dosare. Câteva exemple dintre cele pe care le-am întâlnit în practică. De exemplu, judecătorul își exercită într-atât de mult rolul activ în cauză, de exemplu administrând probe din oficiu, astfel încât la finalul procesului, obosit fiind, nu mai are decât puterea de a reduce onorarul de avocat. Mai este situația cauzelor repetitive sau a celor în care jurisprudența este foarte clară, eventual consfințită de un recurs în interesul legii. Și atunci, chiar dacă legea face vorbire despre natura și greutatea pricinii, are în vedere natura și greutatea pricinii în abstract, iar nu raportată la un avocat care nu s-a mai confruntat cu o anumită speță. Dacă îmi permiți, aș și provoca un raționament. 453 spune, partea care pierde procesul va fi obligată, exprimă aproape în termeni imperativi. Oare judecătorul își dă seama că atunci când cenzurează onorariul, cenzurează un drept subiectiv al părții care câștigă procesul și că sancționează indirect refuzul părții căzute în pretenții care nu avea dreptate de a persista în judecată? Este o sancțiune civilă care îl sancționează pe acel pârât care, în loc să acheseze la proces, la o cauză întemeiată, se ține de până la capăt procesul. Și chiar dacă aceste cauze sunt repetitive, cum altfel îți recuperezi taxa de mediu sau alte... Tocmai. Da, pentru că trebuie să apelezi la instanță, oricât de repetitivă ar fi. Oricât de repetitivă, atâta vreme cât avem de-a face, în cazul, de exemplu, taxelor de poluare, iar onorariile sunt excesiv de mari față de ușurătatea pricinii, și mai ales aici avem de-a face cu un debitor bun, nedrept, dar perfect. Care face recurs sistematic și te duce și în calea de atac și care astfel ar fi mai descurajat să persiste, pentru că cheltuiala de judecată disciplinează procesual părțile. Dar asta nu înseamnă să îngreuneze partea, dar este un drept subiectiv. Să constituie o sancțiune. Este un drept subiectiv al partea căzută în pretenții obligată să suporte costurile procesului. Și atunci, dar nu este un cost real, necesar și rezonabil al procesului, cel de care vorbiți dumneavoastră, ci este doar o modalitate, câteodată mai facilă. Judecătorul va uza de criteriul muncii avocatului raportat la culpa procesuală a părții. Eu cred că logica nu poate fi decât aceea sancționării unui abuz de drept. Și de aici, de fapt, cred că trebuie plecat. De aici. Deci judecătorul nu cred că trebuie să facă o analiză a prestațiilor avocatului, a capacităților lui, a eforturilor depuse sau pe care le-ar fi putut depune, a probelor pe care le-ar fi putut administra sau nu, ci cred că în realitate logica acestui text este acela că judecătorul trebuie să cenzureze în singurele situații care ar fi caracterizate prin ce? Prin ipoteza în care avocatul ar utiliza, în fine, partea prin intermediul avocatului ar utiliza onorariul avocațial nu pentru că îi era necesar, ci exclusiv pentru a intimida partea adversă, pentru a-i crea o teamă, pentru a o speria de costurile pe care le va avea de
suportat astfel încât să-i blocheze eventuale inițiative ulterioare. Adică eu cred că asta este în realitate, asta s-a dorit. Ori de câte ori nu ne plasăm pe regula abuzului de drept și onorarul este mare pentru simplu fapt că societatea respectivă de avocatură percepe onorarii de genul acela. Acele onorarii sunt de crezut, sunt credibile în zona respectivă, nu cred că putem să ne atingem. Pentru că nu ne aflăm în fața sau unui abuz. Deci de-aia zic, cred că problema nu trebuie văzută neapărat din perspectiva părâtului dacă el este mai puțin sau mai mult vinovat. Părerea mea e că e o problemă civilă și părâtul, fie că era mai vinovat sau mai puțin vinovat, fiind căzut în pretenții sau deja nu mai are relevanță dacă e culpa levisima sau culpa lată. Are mult mai multe alte cheltuieli, cum spunea și domnul Dobrinescu, aici intră TVA, intră de fapt 24% e TVA-ul, 16% impozitul pe venit, plus 5,5% sănătatea, de jumătate s-a dus. Plus cheltuielile pe care le ai cu regia de cabinet, cu angajații, cu imprimantele și cu toate mai departe, care în cele din urmă fac să se reducă foarte mult. Bună dreptate, spune. Nu are nicio importanță că s-a anulat cererea ca netimbrată. Important este că avocatul respectiv a invocat toate excepțiile după care a făcut și apărările de fond, deci l-a analizat în întregime. Ansamblul era pregătit pentru a analiza și pe fond împrejurarea că prima excepție invocată de el a fost și admisă, nu face cu nimic să îi se reducă. Trebuie să opereze cu titlul de excepție atunci când e vorba de abuz de drept, pentru că altfel se transformă judecătorul, intervine judecătorul în concurența dintre avocați și e până la urmă implicit, indirect, partea încurajată să apeleze la un avocat care pretinde onorarii mai mici în detrimentul altor avocați. Am subliniat că esența nu cred că este evaluarea activității, ci mai de curând înlăturarea unui eventual abuz de drept, care rezultă din acea vădită. Nu cred că discutăm totuși despre un abuz de drept. Cred că și doctrina până acum a fost destul de constantă în a pendula între răspundere și culpă și nu cred că trebuie să mergem atât de departe la abuzul de drept. Și am să dau și un contraexemplu, pentru că discutam despre calitatea avocatului. Criteriu care mie mi se pare important este ponderea argumentelor pe care avocatul le aduce în proces și pe care instanța le reține. Iată. Deci instanța practic evaluează avocatul, dar de o manieră subtilă, corectă, decentă. În privința celorlalte criterii, sigur, valoarea la valoare, dacă discutăm de litigii patrimoniale, putem vorbi de valoare. Dacă nu discutăm de litigii patrimoniale, mie mi se pare că acest valoarea din acest text ar trebui utilizată în continuare. Putem vorbi de o valoare sentimentală. Să mutăm un pic exact în zona mizei. Asta voiam să zic. Aici ne putem referi la o încredințare minor. Sigur că pentru cel care face o asemenea cerere este esențială admiterea acțiunii și nu poate fi comparată cu bani. Apoi, sigur că la noi merge mai puțin ideea de ore lucrate. Sigur că firmele mari de avocatură depun timesheet-uri, instanța acordă mai puțin, însă cred că acesta este un criteriu corect. Și el trebuie raportat, bineînțeles, la expertiza avocatului, la experiență, la reputație. Iar când mă refer la expertiză, și aici doctrina americană este foarte abordat corect situația, un avocat care abia a intrat în barou nu înseamnă că este mai puțin pregătit decât alții. Deci, altfel spus, acest criteriu ar trebui să funcționeze în sus și nu în jos. Într-o decizie că onorariul de succes nu trebuie considerat în sarcina părții care a pierdut procesul, deoarece asemenea cheltuială nefăcută până la data judecății nu este imputabilă părții costă în pretenții, constituind o recompensă suplimentară a muncii efectiv prestate, cu vădit caracter voluntar și voluptoriu al părții promitente. Oare cazurile în care în acțiuni, să zicem cel mai des întâlnit, în recuperarea unor sume de bani, onorariul fix reprezintă o parte infimă care nu acoperă sub nicio formă efortul avocatului, fiind dublate de un onorariu de succes substanțial, n-au nimic în comun cu voluptoriul și acel voluntar, ci dimpotrivă sunt singura formulă economică care poate fi agreată între avocat și client. Întrebarea este dacă cheltuielile voluptoare nu care cumva păstrează și o componentă remuneratorie. Și avem în vedere situația unui client cu mijloace materiale modeste care găsește un avocat care să accepte un onorariu forfetar
destul de mic, fac o paranteză, trebuie neapărat să accepte și un, să existe și un onorariu forfetar, legea interzice. În caz contrar ne-am afla în ipoteza pactelor de quota litis. Și au existat instanțe interne care au spus că pentru o, cel puțin pentru o parte din onorariul de succes, adică pentru acea parte care, alături de onorariul fix stabilit, formează împreună o cheltuială reală, necesară și rezonabilă, această parte din onorariul de succes poate fi acordată. Repet, necesită o analiză detaliată în concret a situației de fapt și, repet, jurisprudența în altei curți merită menținută ca principiu. De altfel, există jurisprudență CEDO în acest sens. Se pare că în Marea Britanie, ca regulă, onorariul de succes se recuperează de la partea care a pierdut procesul. Și investită cu o astfel de problemă, Curtea de la Strasburg a spus că această modalitate, această manie de recuperare urmărește un scop legitim și anume al accesului liber la justiție și al persoanelor cu mijloace, mijloace moderne, modeste și de asemenea degrevarea statului de ceea ce la noi s-ar putea numi cererile de acordare a ajutorului public judiciar. Practic, un gen de facilitate pentru persoane. Sunt alte situații în care în alta curte a recunoscut onorarii de succes sau nu a recunoscut onorarii de succes, dar nu pentru că sunt ca atare, ci datorită împrejurării că erau învădită disproporție cu onorariul fix. Concepția europeană, continentală despre avocat este că el trebuie să fie independent nu numai în raporturile cu terții, el trebuie să fie independent chiar și în raporturile cu clienții și chiar de propriile lui. Mulțumim foarte mult. În timpul emisiunii am primit un mail de la un cititor al Juridicero care ne semnalează o chestiune foarte interesantă, chiar legată de discuția noastră, că a adoptat congresul la inițiativa unui membru al baroului Timiș, Congresul Avocaților din weekend, a adoptat o rezoluție. Mă rog, cineva s-a adresat cu un apel Congresului și Congresul a adoptat o rezoluție în acest sens pentru elaborarea unei ghid de bune practici în materia onorariului de avocat în cadrul instituției cheltuielor de judecată, pe care l-am și primit pe mail și o să-l și publicăm mâine dimineață. Mi se pare o inițiativă excelentă.